trei indivizi înarmați cu bâte și topoare l-au atacat. Prietenii victimei susțin că atacatorii ar fi pretins taxe de protecție. Colegul meu Cristian Zărescu are detalii. Bună dimineața, Cristi! Bună dimineața, domnilor și domnilor! Deocamdată autoritățile nu vorbesc despre taxe de protecție ca fiind motivul acestui conflict, ci mai degrabă despre un conflict spontan apărut în urma consumului excesiv de băuturi alcoolice. Cert este că atât victima cât și cel care l-a lovit locuiesc unul lângă celălalt, ceea ce înseamnă că se cunoșteau destul de bine și ceea ce știu oamenii legii este că aseară între cele două grupuri din care făceau parte cele două persoane a izbucnit un scandal care s-a terminat din păcate cu o crimă. În acest moment, cazul a fost preluat de către parchet. Cei de la poliție au strâns de la fața locului toate datele de care aveau nevoie pentru a dormi în dosar, însă, așa cum am spus, cazul a fost preluat de către parchet. Stăm acum de vorbă cu viceprimarul orașului Buftea, Paul Titus Marinescu. Domnule Marinescu, haideți să ne spuneți, Radu Titus Marinescu, da? Haideți să ne spuneți în primul rând despre această zonă. Vorbim despre o zonă mai rău famată a orașului Buftea. Spuneți dacă este o zonă periculoasă, dacă s-au mai întâmplat acolo astfel de conflict. Bună ziua, telespectatorilor dumneavoastră. În primul rând, câteva precizări. Această zonă nu putem să spunem că o zonă rău famată. Este o zonă poate puțin mai gri, ca să dau un fel de o denumire puțin mai frumoasă, ca să zic așa. Aseară, însă, pe consumul, pe seama consumului de alcool, sub influența consumului de alcool, a avut un incident, în urma căruia Găscăruc, Cristian, în vârstă de 27 de ani, a decedat. Nu e vorba de taxe de protecție, nu e vorba de alte probleme, ci pur și simplu un incident spontan pe seama consumului de băuturi alcoolice. Ceea ce vreau să spun însă, siguranța locuitorilor din Buftea nu este pusă în pericol. Dar se ridică o problemă. Chiar ieri am discutat cu comandantul poliției orașului Buftea. În ultimile zile s-au micșorat numărul polițiștilor din Buftea cu un număr de 7 polițiști. Iar Buftea, în momentul de față, acoperă și localitățile Corbeanca și Mogoșoaia. Eu nu spun că acest caz este decât un caz izolat, dar dacă numărul polițiștilor vor continua să se reducă, s-ar putea ca aceste cazuri să devină mai dese. Domnule Marinescu, practic ne spuneți că sunt mai puțini polițiști, cu toate astea oamenii nu au de ce să-ți facă griji. Nu au de ce să-ți facă griji pentru că e un incident spontan. Nu știu dacă nu cumva acest incident va putea avea urmări în continuare. Deci până acum, de ani de zile, nu am avut așa. Nu s-a întâmplat așa ceva. Dar s-ar putea în continuare, dacă poliția, dacă ni se va utiliza și internă, nu vor lua măsuri pentru a stabili numărul adecvat de polițiști în fiecare localitate, în funcție de mărime, în funcție de caracteristici, atunci s-ar putea ca să aceste probleme să iau anumită amploare. Dacă îi cunoașteți pe cei care au atacat, dacă îi cunoașteți personal, dacă știți cu ce se ocupă. Nu, personal nu-i cunosc, mult mai mici decât mine, dar unul este elev la liceu, cel care este suspect de crimă, este elev la liceu din Buftea, îl cheamă Vasile Florin Cristian, zis Gagae, iar celălalt are 27 de ani, stau unul lângă altul, aseară era foarte cald, probabil că au băut, s-au întreținut la discuții și, după câte știu, suspectul de crimă ar fi intrat în curte, ar fi luat o cazmaie, a scos lemnul de la cazmaie și s-a dus și a dat în cap. Se vorbește despre taxe de protecție, ca fiind motivul acestui omor. Nu cred că este vorba de taxe de protecție, nu am auzit de această treabă în Buftea. Este greu de presupus că între doi oameni, între vecini, 125 și 201, să fie nevoie de taxe de protecție, mai este într-o zonă în care casele sunt mai urâte, locuitorii nu prea, cei care locuiesc acolo nu prea unde să lucreze, deci nu cred că poate exista, mai este în acest caz. Cum ar trebui să privească oamenii care locuiesc în acea zonă, oamenii de pe stradă, cum ar trebui să privească acest conflict? Totuși, niște oameni s-au omorât în plină stradă. Bineînțeles că a ridicat o anumită problemă și chiar ar trebui să mergem până acolo să vedem despre ce este vorba, ce urmări a lăsat, însă eu cred că se va trece peste acestea, vom discuta cu oamenii și sper că lucrurile să intre normal cât de curând. Domnilor și domnilor, în acest moment cei de la poliție nu mai fac niciun fel de declarație, pentru că, așa cum am spus, cazul a fost preluat de către parchet, urmând ca peste câteva zile dosarul să fie întocmit, iar cei care se fac vinovați de acest omor să fie trași la răspundere.